Elevul care a obținut media 10 în urma recorectării lucrării sale de la română este absolvent al școlii gimnaziale Ion Creangă din Suceava și se numește Alexandru Verciuc. Ceilalți doi decaliști de la evaluarea națională sunt Sabina Cosmei de la Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava și Călin Stafie de la Școala 1 Suceava. Potrivit Inspectoratului Școlar, la evaluarea națională 2016, în județul Suceava au fost depuse 797 de contestații, 472 la limba și literatura română și 325 la matematică. Situația contestațiilor la limba și literatura română este următoarea: 191 de note modificate, din care 21 în scădere și 170 în creștere, 281 de note nemodificate. Procentul notelor peste 5 devine 84,31%. La matematică au fost 23 de note modificate, din care 8 în scădere și 15 în creștere. 302 note nu sunt modificate. Procentul notelor peste 5 devine 66,73%. Anul acesta, în județul nostru, la evaluarea națională la clasa a 8-a, s-au prezentat 6.485 dintre cei 6.678 de elevi înscriși.